Numele Domnului Hristos, deschidem serviciul divin cu imnul 356. Mulțumim, Tatăl nostru din ceruri, că ai fost scutul și apărarea noastră și tăria noastră. Mulțumim că ai pus tot cerul în slujba noastră. Mulțumim pentru îndemnul Duhului Cel Sfânt și pentru invitația care ne-a făcut și pentru promisiunea făgăduinței tale în locul acesta. Mulțumim pentru toți care au ales partea cea bună această seară și a venit aici. Mulțumim că încă este interes pentru Evanghelie și încă se vestește Evanghelia. Te rugăm ca să ne primești și să ne ajut să venim la tine așa cum suntem, ca să putem pleca de aici îndreptățiți de tine. Binecuvântează solul tău și să împuternicești pentru vestirea cuvântului tău, să dai curajul sfânt al lui Caiușului Ilie, și ajută să împartă cuvântul tău drept în această seară. Fă ca să aibă tot cuvântul de la tine și nimic de la el și dă Duhul tău cel Sfânt din belșug ca să ude cuvântul ca sămânța semănată să aducă rodul însătit pentru împărăția ta. Ne vedem în brațul tău, ne rugăm pentru cei care sunt reținuți de bătrânețe, de boală, de neputință, te rugăm să trimești și lor o rază de lumină și binecuvântarea sabatului tău cel sfânt. Rămâi musafirul nostru, învățătorul nostru și mântuitorul nostru, că în lui nume ne-am rugat. Amin.
Sabat fericit. De când nu ne-am văzut, unii au devenit bunici. Ieri, comunitatea a condus pe ultimul drum pe fratele Eftimie Sârbu și câte alte lucruri nu s-au fi întâmplat de care nu știu. Oricum, este bine că suntem aici în casa Domnului și se cuvine să-i mulțumim din tot sufletul pentru mila Lui și pentru faptul că încă mai are răbdare cu fiecare dintre noi. Ramiz era un tânăr de aproape 23 de ani, înalt, svelt, ochi albaștri. Îl înzestrase Creatorul cu tot ceea ce o ființă umană avea nevoie. Mulți ar fi dorit să fie ca el, din punctul acesta de vedere. L-am întâlnit în momente nefericite. Cineva mi-a spus că este o doamnă, o bunică în comunitate, care ne vizitează și are o problemă. Ar vrea să vorbească cu mine. N-aveam limbă comună, ne-a trebuit să avem pe cineva să traducă. Bunica aceasta, de fapt, era bunica lui Ramiz. Și Ramiz era homeless. Venise din Ucraina și acolo bunicul său fusese în armată, general, avusese bani și el fusese răsfățat din toate punctele de vedere. Fiind răsfățat, a ajuns pe calea aceasta în care dragostea lui primară devenise drogurile. Folosea nu marijuana sau ceva ușor, cocaină, da? Așa îi spune. Deși, cum am spus, nu avea nici 23 de ani, deja nu mai avea dinți. Am ieșit afară din comunitate, el era afară și m-am uitat la el și l-am întrebat. Vrei să încerci să scapi de droguri? Zice, da. Vrei să nu mai fii pe stradă? Da. Bine. Te iau cu mine acasă. A urmat o lună mai bun ca orice curs care aș fi putut să-l iau în droguri și în ce însemnează viața de homeless. Mergeam pe stradă cu el, mergeam în mașină și cunoștea fiecare mașină de poliție. Spuneți, zice, m-a văzut, o să se întoarcă după noi. Și se întoarce după tine. Imediat s-a întors. L-am întrebat care sunt simptomele, dacă nu mai folosește, zice, dureri, nu pot să dorm. Nu știu câte zile mi-a spus că avea să ia ca în cele din urmă să doarmă. S-a pus soția pe sucuri, mâncare, tot ce am putut noi să-i dăm. Timp de o lună de zile n-am avut alt servici decât să fiu cu el. Nu plecam și nu pleca nicăieri,
aproape, de fapt, o lună zile, fără să plece cu mine. În câteva zile, datorită mâncării și tot ce am pus la dispoziție, s-a schimbat total la față. N-am mai avut dureri, nimic. Asta până într-o bună zi, când cu noi de față, mergând în oraș, am întâlnit un prieten de-al lui. În următoarele două săptămâni era din nou în stradă. L-am întâlnit prin iulie, cam o lună înainte să plecăm din Israel. L-am întâlnit pentru ultima dată. Obrajii erau subți, era galben. Și l-am întrebat ce se întâmplă. Ce am sida. Categoric, că la ora actuală nu mai este în viață. Au urmat îngrijorări din partea mea pe care niciodată nu le-am spus la soție. Am mâncat cu aceeași lingură, a folosit același WC, am copii și... Și am stat și am gândit. La ce folos? Bunica lui niciodată n-a devenit adventistă, iar el nimic. Care este scopul unui efort și sacrificiu de genul ăsta? Merită? Eram în oraș. Nu știu de ce eram acolo. Și cineva, jos. Culcat. O sticlă de vodcă lângă el. Mă duc să vorbesc cu el. Ce să vorbești? Cu cine să vorbești? Ca să aflu numai că era beat și nu putea să stea pe picioare și să rostească un cuvânt, dar nici măcar n-avea limbă comună. Am găsit pe cineva să vorbească, dar nici ăla n-a putut să vorbească mult. Am plecat să-mi văd de treburi și l-am rugat să cheme ambulanța. A chemat ambulanța și când m-am întors eu peste o oră și ceva, ambulanța, salvarea pleca și zic, dar de ce plecați? Și păi nu vrea să vină. Păi zic, el e în stare să decide să nu vină, nici ce trimitem poliția. Am stat acolo, am stat, poliția n-a mai venit. Până la urmă, spun pe cineva să-mi traducă, deja trecuse cam două ore de când îl întâlnisem, vrea să meargă cu mine acasă. Când l-am băgat în mașină, m-am răzgândit că de un miros de n-am cum să descriu. Și ca să înțelegeți mirosul acela, până la urmă am aflat că omul era epileptic, făcea pe el și de două săptămâni se întâmplase lucrul acesta și era pe stradă. Deci ce secund să mă duc cu el acasă, la nevastă și la copii? Îl duc la adunare. Îl bag în cadă, am controlat, l-am dezbrăcat ca pe copilul mic, i-am scos, n-avea nimic în buzunar, dar am zis să controlez. N-aveam apă caldă la adunare. L-am pus pe un scaun în cadă cu o perie și când am dat drumul la duș, am spus, niet! Închipuiesc că aud vecinii. Ce o să creadă ăștia că se întâmplă în locul acesta? Repet, ok, pune ceva pe el, un prosop. Am încălzit apă într-un reșou din ăsta electric mic. L-am acoperit. L-am făcut baie cu a dormit imediat, i-am aruncat hainele, i-am dat noi ce aveam de pe acolo și l-am încuiat și m-am dus, am cumpărat mâncare să-i aduc. Deja era seara. Am găsit pe cineva să traducă. Locuia la peste 50 de kilometri de unde eram noi, să-l duc acasă. L-am dus acasă. Când a văzut soția, a început să plângă și mi-a spus toată istoria. El nu vorbea nici limbă și epileptic și bețiv. Pentru că era bețiv și era epileptic, nu-i dădea nimeni de lucru, iar dacă nu avea de lucru, în depresie și își găsea refugiu în băutură. Și zic, Doamne, ce să fac? L-am adus acasă pentru că unde să-l duc?
Zic, dacă aveți nevoie de ceva, iată telefonul meu. A, și apropo, era creștin și ea era evreică. Noi ne-am plecat acasă. A doua zi primesc telefon de la soție. Cu zâmbetul până la ureche, cum se spune, și cu speranță. Am făcut ceva. Soția vrea să... Mi-a trecut aceste gânduri prin minte într-o fracțiune de secundă. Noaptea aceea s-a sculat, a avut o criză, a căzut și a murit. Și nu-l mormântează nimeni, că e creștin și era în Israel. A trebuit să-l mormântăm tot noi. Să și mă gândesc, pentru ce? La ce folosește lucrul acesta? Hai să mergem mai departe. Hai să ne lăudăm în seara asta. Că dacă vorbim lăudat în sensul acesta, înseamnă că toate faptele apostolilor acolo nu mai se laudă Pavel ce a făcut. Dar nu, asta nu e motivul pentru laudă. Hai să mergem să vedem. Merg în Riverside să-mi iau fetița de la în not. Și un tânăr, nici nu-ți venea să crezi, răzemat de un perete acolo, lângă un magazin. Așa, părea inteligent. Stau de vorbă, imediat, o tinel bun de gură. De unde? Păi tot așa, avut 23-24 de ani. Și cum? Și uite așa, și că tata așa, și că așa. Zic, ok, vrei să mergi la mine acasă? Tot pe drum, vă dați seama, din Riverside la Benning. Acum ne-am mutat în America. Ajung cu el acasă, nu acasă. Pe drum, între timp, m-am gândit. Nu știu, știi ce mai bine? În gândul meu, mai bine îi iau o cameră la hotel. La un motel acolo. Și zic, cum prefer? Prefer să-ți plătesc și să-ți plătesc sau prefer să muncești pentru banii ăștia? Și prefer să muncesc. Bine, a doua zi dă nevasta mâncare, îi duc să mănânce, la duc acasă. Și spun, zic, uite, am haine de lucru, între timp îți spălăm hainele. Nu? Tot ce am încercat, răspunsul a fost nu. Până mai spun, zic, uite, să știi că nu te-am adus ca să lucrezi la mine. Zic, vreau să văd cum te pot ajuta, că ajutorul doar pentru o noapte nu e ajutor, după părerea mea. Zic, când a auzit de social workers, parcă a auzit de o travă. Nu, spune, zic, ce vrei să fac pentru tine? Ce, du-mă înapoi în stradă. Bine, urcă în mașină, l-am dus. Hai să mai vă spun numai una. De Crăciun. Vine o soră cu un tânăr. Și ăsta tot 23 avea. Și tot cu ochii albaștri. Vine, zice, uite, aseară a bătut la ușă și mi-a zis că l-a îndemnat cineva să vină la mine și l-am chemat și am sunat pe cineva, că eu singură femeie în casă, nu e frumos să am un bărbat cu mine. Dar ăla n-a fost acolo, acasă. Era plecat, că era exact de Crăciun, în seara de Crăciun. Și zice, nu știu ce să fac. Mi-a fost groază să-l trimit înapoi în stradă. Și am spus, zic, ce, o să dorm pe canapea, bine. A dormit, a doua zi se scoală, vine cu el la biserică. Și eu, uite, îți dau mâncare, dacă vrei să te duci, dar eu mă duc la biserică. Zice, mă duc la biserică, dar vin și eu cu tine. El a venit, că omul ăla trebuia să vină după amiază și avea să-l trimeată la el. Primește telefon că omul ăla nu mai vine după amiază. Că mai stă o zi sau două cu familia unde era și ce să facem? Vine la mine.
Ce să facem cu el? Păi ești eu o familie, persoana pentru care dumneavoastră ați ajutat cu acoperișul. La aia ușa întotdeauna era deschisă pentru oricine și este. Și îi spun la soție, știi ceva, noi tot plecăm undeva două săptămâni, mergem la Dakota, hai să luăm cu noi. Luăm de pe stradă. Tot pe stradă a ajuns după două săptămâni. Și stau și mă gândesc. De ce? Oare să continui să fac lucrul acesta sau să nu continui? Că din toți pe care i-am adus acasă și dumneavoastră v-am spus vreo 2-3, sunt atâția. Niciunul nu s-a pocăit. Aș putea dacă ar fi, s-ar fi pocăit toți, aș fi făcut o comunitate. Niciunul. Gata, nu mai îmi trebuie. Mă hotărăsc să fac misiune peste hotare. Mă duc în Filipine. Și vă spun, acolo au intrat mii de dolari. Cineva mi-a dat aici, fratele Sârbu 100, sora Albu 100, mai mi-a dat nu știu cine, vreo 400 de dolari, dar eu am pus mii de dolari la vremea aceea. Și să ajut. Zic, fiți atenți, haide, facem așa. Eu vă dau voi, niște fraze de la adunare. Le spun. Pastorul a venit cu ei, ei sunt dulgheri. Zic, hai să facem așa, ne ajutăm unui pe alții. Eu vă dau bani, că voi ziceți că nu aveți bani să deschideți atelierul vostru pentru scule. Vă dau eu, iar voi mie nu-mi dați înapoi în bani, îmi faceți un tabernacol, ca în Biblie. Eu cumpăr și materialul. Acum, mie, eu să fi fost în locul lor. Deci n-am posibilitatea să cumpăr. Și am zis, când puteți, poate vă ia un an. Poate vă ia doi. Când puteți, lucrați, nu în timpul serviciului. Peste o lună primesc răspuns că frații s-au hotărât că nu vor să facă lucrul acesta. Și acum mă gândesc la dumneavoastră. Numai ce știu eu. Câți bani nu va ieși din buzunare? Ba pentru Africa. Ba pentru România. Păi ultima dată când a venit fratele Achim, numai atunci suma care am auzit și meritați tot respectul. Fratele Popescu s-a dus acolo, mai dă, hai, mai dă. Și câți n-ați sponsorat, și câți n-ați făcut, și cred că povești ca acestea sau întâmplări ca ale mele, puteți și dumneavoastră să-mi spuneți, Cam cu același rezultat. Încă un lucru. Din tinerețe am muncit, am vrut să fiu așa cum credeam noi și cum credem noi ca adventiști de ziua șaptea să fim loiali, credincioși lui Dumnezeu, bisericii. Am intrat la facultate cum era cu greu. 8 persoane pentru un loc. N-am avut bani să... Părinții nu mi-au dat bani pentru meditație. Am muncit din greu. Ne ducem în misiune. Bombele lui Saddam Hussein cădeau peste noi. Eram acolo. Și am stat că nu poți să-l lași turma și să pleci. Ce fel de păstor ești tu, nu? Deși biserica a zis, convenția sau diviziunea, puteți să plecați pe timp de război. Cum să plec? Ce o să spun eu la membri? Ce o să spun la vecini? Ce o să creadă? Stăm! Ionel Popescu, fratele lui Daniel, fratele Daniel aici, vă poate mărturisi că am făcut armată împreună. Nici în ziua de azi n-am uitat prima clipă când l-am văzut pe Ionel în armată, că nu știam unul de altul că suntem acolo. Și prin câte am trecut? Lucrez 25 de ani. Și dintr-o dată tot efortul care l-ai făcut
bani, mii și mii de dolari investiți în, în educație, familia și tot ce... Out. Și spui întrebarea. Merită? Iar pun întrebarea. Merită? Eșec total. Pe toate fronturile. Și acum gândiți-vă la dumneavoastră așa. Unii dintre dumneavoastră, și slavă Domnului că nu suntem cu toții, avem copii care, unii, copii care am pus, am muncit să-i punem în școli creștine, adventiste, să aibă tot ce le trebuie. I-am adus de mici în biserică. Ca la un moment dat, când ajung la o vârstă, nu ți aduc decât durere. Și ai pierdut sănătate, părul ți-a albit și te grăbești cu pași rapizi către ultimul tău drum și te gândești cu durere în suflet. Pentru ce? Cum de am eșuat? Cum de... Unde am făcut greșeala? Care hotărâre a fost cea greșită? În toate lucrurile acestea care le-am povestit și altele pe care dumneavoastră vă le știți despre dumneavoastră. Unde am eșuat? Ce s-a întâmplat? Hai să ne gândim puțin la Domnul Iisus Hristos acum. Lasă cerul, măreția, puterea, slava, prezența Tatălui, slujirea îngerilor. Și vine aici, pe pământ. Se naște ca unul dintre noi. Trăiește, cunoaște foamea, setea. Nu știu, n-am citit nicăieri că a fost vreodată bolnav, dar eu știu. Nu știu. Dar a fost ca om. Riscă existența cerului, existența lui. Satana îl atacă continuu. Și alege 12 ucenici, are 12 și este cu ei zi și noapte, merg unde se duc împreună, mănâncă împreună, împarte aceeași pâine, probabil același pahar sau din aceeași citură, dorm în același loc, le vorbește, toți văd cum se poartă, ce fel de viețuire are. Vede când vindecă un bolnav, vede când înviază un mort. Mai multă dovadă de atâta, ce ar fi putut să dea? Ce ar fi putut să facă? Îi învață, le spune totul. Tot ce au ei nevoie să știe. E adevărat că spune că sunt multe lucruri care ar putut să le spună, dar nu erau pregătiți, avea să le învețe cu o altă ocazie. Dar principalul este că tot ceea ce a considerat că este necesar, le-a spus, le-a dat și le-a demonstrat. Le-a explicat planul de mântuire. Ce trebuie să facă, cum este scris în profeții. Și în cele din urmă, să deschidem la Matei, capitolul 16. Matei, capitolul 16, începând de la versetul 21, de fapt 21, 22 și 23. De atunci încolo,
Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților, celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de la oamenilor, de ale oamenilor. După ce le explicase, după ce le spusese tot despre planul de mântuire și după ce trebuia să fi citit ei din Biblie, din Scriptură, el trebuia să înțeleagă că doar le spusese cu gura lui ce trebuie să facă, ce să se întâmple. Și Petru îl ia deoparte și îi spune, ferească Dumnezeu, să nu se întâmple așa ceva. Știu că se spune că Domnul Iisus Hristos ar fi spus, de fapt, Satanei, înapoi a mea, Satano, și n-am nicio îndoială, dar Petru e parte din ce se întâmplă aici, că spune, l-a luat după și a zis lui Petru. Și i-a spus că acestea nu sunt gândurile tale. Deci dacă i-a spus că nu sunt gândurile tale, se referă la lui Petru. Probabil Domnul Iisus Hristos în clipa aceasta stă și se gândește, păi, ce mai trebuie să le spun de n-a înțeles omul ăsta? Pentru ce mi-am pierdut vremea? Pentru ce mi-am pierdut vremea că n-a înțeles nimic? Bine. Era el. Parcă și văd conversația aceasta între Petru și Domnul Iisus Hristos, acolo în nordul Galilei, la Cezarea Filipe, nu departe de unde râul Iordan izvorăște. În verdeața aceea, Petru se simte sigur. Și Domnul Iisus Hristos probabil este frământat. Cum se întâmplă că omul ăsta n-a înțeles? Petru! Dacă nici Petru n-a înțeles, că el era întotdeauna vorbitorul grupului. Dacă era cineva, era Petru, era Petru. Poate ceilalți aia să fi fost altfel, dar Petru să nu înțeleagă, nici Petru? Ok, a mai trecut ceva vreme și acum era doar 6 zile înainte de cruce. Și erau adunați mulți oameni acolo, era Paștele, veniseră, și din toate părțile și niște evrei greci vin și spune, aranjează-ne o audiență cu Iisus, vrem să vorbim cu El. Convorbirea dintre Domnul Iisus Hristos și greci nu ne este relatată în Scriptură, decât o reacție a Domnului Iisus Hristos la sfârșit. Dar ce voi face? Dar ce voi zice? Tocmai pentru ceasul acesta am venit. Se pare că grecii aceștia, după ce vede ce se întâmplă, după ce aud, hai din partea lor, să vină în partea noastră, că ai noștri sunt pregătiți să te asculte. Sunt gata. Să vezi rodul muncii tale. Cine nu vrea să se ducă să vorbească cu un vecin, să vorbească la servici, o evangelizare aici ținută de frate pastor și de dumneavoastră toți împreună și să vezi acolo nu știu câte botezuri. Cine nu le vrea? E careva care nu le vrea? Îți dă o satisfacție, îți vezi rodul. E normal, e firesc să te aștepți la așa ceva și să îți crească inima. E, câteva zile înainte, așa cum am spus, de cruce, încă un alt grup dovedește că de fapt n-au înțeles nimic. Și de fapt, Satana
îl ispitea pe Domnul Iisus Hristos, lasă deoparte, lasă tu treaba cu crucea. Pentru ce urci pe cruce? Ce ai rezolvat? Nu vezi că ăștia nici nu l-au înțeles? Sunt cu tine de câțiva ani de zile și nimeni nu înțelege. Ce? Nu vezi că ieșuezi cu ei? Hai, vino cu noi, lasă că te ajutăm noi să ai succes. Pe urmă, Iisus este prins, Matei 26. Doamne, eu poate să lepede toți de tine, dar eu niciodată. Așa-i? Și spune acolo că atunci, ca să împlinească Scriptura, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Acum stați dumneavoastră și vă gândiți. Omenește fiind. Ești într-o situație groaznică și copiii pleacă de acolo și nevasta sau soțul, depinde cine ești, nimeni nu e lângă tine. Și stai și te gândești. Pentru ce? El urcă pe cruce, este pe drum spre cruce și toți ucenicii fug. Unde este succesul misiunii mele? Stă Domnul Iisus Hristos probabil și se gândește. Oameni, Domnul Iisus Hristos urcă pe cruce, moare. Deschideți cu mine la Luca 24. Luca 24. De la versetul 13. În aceea zi, este vorba de ziua învierii. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Până când, pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască și le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Era cine era? Cine era? Acum era un proroc. Puternic, clar. Fusese martor în fapte și în vorbe. Cine era un proroc? Un proroc. Doar avusese loc o convorbire nu de mult. Cine zic oamenii că sunt eu? Păi unul... Dar tu cine zici? Ești Fiul lui Dumnezeu. Adevărat, Petrule, le spune adevărat, corect, că ți s-a descoperit nu de carne și de sânge și de Tatăl meu. Iar acum, după ce a văzut ce s-a întâmplat zilele astea, regresează, se duc înapoi și e un proroc. Și mai departe, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi, atenție, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi, mă rog. Noi trăgeam nădejde. În alte cuvinte, mai trăgeau nădejde în momentul acesta când discutau? Înviași
îți dăduși viața pentru ei, îngodafusești cu ei, ți-ai dat viața, am văzut-o, și el înviază, și când îi se spune, că aici a spus, mai ne-au și turburat niște femei de ale noastre, auzi ce ne-a spus, că s-au dus și că nu e acolo. Tot nu știai că nu le spusese că avea să învieze. Cum de n-ai înțeles? Cum de n-ai înțeles? Să stăm puțin să gândim. Dacă nu ar fi profețiile, cum Scriptura ne spune, care să fie mai sigure, să ne dea dovadă de cine este Hristos, și cineva mi-a spune povestea aceasta, am avea toate șansele să ne îndoim că de fapt Iisus a fost Hristosul, pentru că dacă nici ucenicii lui, care au fost cu el, dacă n-am avea Daniel 9 cu 25 la 27, se-mi spune că la data asta avea să vină și el, asta avea să se întâmple, ăsta este, dacă ne-am bazat pe ucenicii lui, eșec total. Eșec total. Spuneți-mi, pentru ce continuați să vă sacrificați? Pentru ce continuați, dați în dreapta și în stânga? Pentru ce vă luați timp când nu se vede rezultatul muncii dumneavoastră? Pentru ce Domnul Iisus Hristos s-a urcat pe cruce în ciuda faptului că cei cu care fusese n-au înțeles nimic? Știți de ce? Să știți că nimic din ceea ce ați făcut și faceți sau facem nu este eșec când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că, hai să citim, mai bine să citim aceasta. Luca 17, cu 7 la 10. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vino îndată și șezi la masă? Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. După aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, atenție frățietate, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. În momentul când dumneavoastră vă faceți datoria, când ne facem datoria, Dumnezeu are câștig de cauză. Aceștia sunt robii mei. Așa cum eu dau ploaie și peste bun și peste răi, așa fac copiii mei. Nimic nu este eșec. Dumneavoastră și eu și copiii lui Dumnezeu, prin a face ceea ce facem, care pare că eșuează, în cele din urmă revendicăm caracterul lui Dumnezeu. Așa că nu este eșec. Continuați să faceți ceea ce vă dă Dumnezeu să faceți. Și bucurați-vă. Pentru că Biblia spune, răsplata voastră în ceruri este mare. Poate nu aici, dar în ceruri este mare. Mulțumim Domnului că ne dă putere să facem lucrurile acestea. Să continuă. Și în momentul când realizăm că facem exact ceea ce face Tatăl nostru, că suntem ca El, bucuria noastră este mare. Și rezultatele îi lăsăm pe El să le cântărească
îl lăsăm pe El. Noi să ne facem datoria. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos și spre lauda numelui Său, închidem serviciul de vin de vineri seara cu imnul 448. Vă cheamă Hristos. Părintele nostru iubitor și sfânt, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, venim înaintea ta plin de mulțumire pentru că Tu ne-ai chemat și suntem în locașul Tău cel sfânt. Te rugăm să fii și cu cei care nu au putut să ajungă în locașul. Te rugăm să le dai Tu putere acolo unde sunt, să-i întărești, să le dai Tu credință ca să facă voia Ta. Dorim ca să fii cu tinerile Tu bisericii, să-i conduci și să le dai Tu înțelepciune ca să pună umărul la lucru și cu toții să lucreze pentru ca cei care încă nu te cunosc să aibă cunoștință despre dragostea Ta. Dorim să fii cu bolnavii poporului Tău și să le alini Tu durerile. Te rugăm să-i călăuzești și să le dai Tu înțelepciune ca să vadă dragostea Ta și să aibă încredere în Tine. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi până în prezent. Dorim ca prezența Ta să fie cu fiecare dintre noi în acest sabat, să ne călăuzești și să ne dai înțelepciune ca să putem să învățăm și cu toții să ne pregătim. Și atunci când Tu vei veni, să fim cu toți, să Te lăudăm o veșnicie. Amin. Amin.